Evenimentul să fie în două părți, să avem un coffee break și să fie foarte multe informații, foarte ok. Vă mulțumesc! În aplauzele voastre, Cosmin. Deci, wow! Wow! Mă sună Cosmin săptămâna trecută, adică deja am început, fac stand-up. Mă sună Cosmin săptămâna, am făcut vreo două săptămâni săptămâni. Băi, fac un meet-up, clienți cu bani, poate câțiva clienți interesați. Nu sunt de mulți, suntem așa 30-50 de persoane, hai să-mi vorbești. Zic, da, bă, Cosmin, e fi. Sună săptămâna trecută, vă vezi că sunt vreo 300. Aia, nu o să zic, am atât, stai liniște. Mă sună, fac vreo 3 zile, vă vezi că sunt vreo 500. Stai liniște. Și uite, acum mă sună să zic că sunt vreo 700 și sunt foarte surprins de puterea comunității GOMA. Și e meritul lui Cosmin, pe care puteți să-l mai aplaudăm încă o dată. Și încerc de tare microfonul? Ah, ok, bine. Să stau în fața benzialului, mă filmam? În fața, în fața, în fața. Așa, așa, mersi. Guys, numele meu e Rareș Mănescu, pentru cine nu mă cunoaște. Văd o grămadă de fețe cunoscute, o grămadă de clienți, o grămadă de colaboratori, o grămadă de prieteni, o grămadă de oameni din domeniu. Mă bucur să vă revăd pe toți. Încă o dată, sunt plăcut surprins de dimensiunea și de amploarea evenimentului. Cer scuze, o să încerc să-mi dau atenție tuturor, să mă uit așa, să știți de ce fac mișcarea asta. Bun, Cosmin m-a pus filmul, trebuie să deschid prezentările, am 20 de minute la dispoziție, așa că o să începem. În prima fază trebuie să recunosc că am vrut să fac o prezentare, adică o să, și acum o să, vreau să facem o discuție ușor liberă, prezentarea o să o folosim ca și guidelines, și apoi o să fie o prezentare interactivă. Hai să facem un felul următor. Cine știe ce facem noi, vreau să le ridicăm la sus. Deci, avem. E ok. Vă bucur. Mulțumesc. Bun. De obicei, la prezentare vi se spune să vă găsi telefonul în buzunar. Eu o să vă rog frumos să le scoateți. Să vă duceți pe sleep.do și să introduceți event code retargeting. Toți. Și o să vă zic și de ce. Am avut un eveniment acum ceva vreme și m-am simțit foarte prost. Pentru că spuneam ceva de genul DSA și oamenii se uitau la mine. Și am realizat că greșeala a fost a mea, pentru că nu mi-am cunoscut publicul. Motiv pentru care nu vreau să mai repet această problemă, această greșeală și vreau să ajung să vă cunosc. Hai! Ia să vedem câți oameni sunt online. Răspundeți yes, no, în aplicație. Da, la câte persoane sunteți aici, ar trebui să strângem 100 de răspunsuri. De sleep.do sau sleep.com, event code retargeting. Cosmin, se pare că amândoi avem clienți aici. Sau posibil clienți. 44% dintre voi, sau 43%, nu au un magazin online. Asta înseamnă, sfatul meu și sugestia mea este să fiecare individual să-l luați pe Cosmin la o discuție one-on-one, să vă povestească avantajele GOMAG. Și 39% și 61% aveți magazin online. Wow, 157 de răspunsuri. Great! Hai să mergem la următoarea întrebare. Ce reveniu generați pe lună la shop-ul vostru? Acum discutăm doar cu cei 61% care au magazin online. Euro. E monthly revenue. Ok. Deci, marea majoritate a clienților sunt undeva la sub 200-250 de mii de lei revenue lunar. Euro. 250 de mii de lei. 50 de mii de euro, 250 de mii de lei. Pe acolo e? Așa. Ok. 15% sunt spre 1 milion de lei. Și aici vorbim deja de avem și clienți cu peste 1 milion de euro revenue, adică 4,5 milioane. Vă felicit. Ok. Bun. Următoarea întrebare. Câte comenzi generați pe zi? Under 25, ok, la un
milion de euro revenue ar trebui să fie peste 500 de comenzi pe zi. Și au fost niște răspunsuri date așa. Și următoarea întrebare, se pare mai bună aici, în poolul ăsta, care este comanda voastră medie? Ok, bun. Mergem mai departe. Retargeting a trecut prin câteva perioade de tranziție. De la momentul în care am lansat produsul până la momentul actual, ne-am căutat, am ajuns la versiunea a patra și într-o discuție cu câțiva colaboratori am fost întrebat de ce am ajuns la varianta a patra, pentru că primele trei nu au funcționat sau nu au funcționat corespunzător. Și am tot adăugat feature-uri și am încercat să împart feature-urile alea pe care le-am avut pe axa value și willingness to pay price. Și avem așa, aici am avea core features. Aici am avea differential features, high value, high willingness to pay. Aici am avea add-ons și aici am avea, unde trebuie să pun pointerul ăsta, acolo. Aici am avea trash, adică feature-urile alea pe care le avem, nimeni nu le folosește, nimeni nu știe de ele. Și în timp ce noi credeam că dezvoltăm asta, am făcut un survey pe clienți. Am luat, cred că vreo 400 sau vreo 500 de clienți, am făcut un survey și cam asta a ieșit, asta era părerea lor că dezvoltăm. Hai! Deci, asta credeam noi, asta credeau clienții că dezvoltăm. În momentul în care am aflat ce înseamnă pentru ei high value, high willingness to pay, acele feature-uri diferențiabile, acele feature-uri wow. Și în momentul în care am văzut care scor feature-uri pentru ei, am început să ne focusăm doar pe aia. Motiv pentru care o parte dintre ele le-am adus la produs anul trecut în mai, o parte dintre ele erau mai vechi. Motiv pentru care am ajuns la cele două main feature-uri pe care produsul nostru le livrează acum. Zona de dynamic ads și zona de campaigns. Acum, indiferent că sunteți magazin mic, mediu sau mare, vă loviți de aceleași probleme. Cum să aduceți trafic, cum să aduceți trafic ieftin și apoi cum să faceți să vindeți mai mult la traficul pe care deja îl aveți. Chestia cum să aduceți trafic sau ce trafic sau ce trafic, cred că la un moment dat nu mai funcționează. Pentru că avem magazine care au tot traficul. Ai, nu știu, 10 milioane de internauți în România, 3 milioane de cumpărători, dacă ai deja un milion de sesiuni pe lună sau un milion de vizitatori pe lună, ai tot traficul. Trebuie să alegi tu segmentul, nișă, și cu un milion de vizitatori ajungi să ai tot traficul. Motiv pentru care, pentru clienții mari, trebuie să ne îndreptăm puțin privirea dinspre zona de aducere trafic în zona de optimizare conversie, iar pentru clienții mici, cum am văzut că 83% dintre voi sunteți clienți sub 50.000 de euro revenue pe lună, ar trebui să ne uităm spre atragere trafic nou. Și primul rând, o să începem cu atragere trafic nou. Hai să vă cunosc și mai bine. Slido.com, event country target. Graficile astea ar trebui să fie similare cu comanda medie, că dacă ar fi să ne raportăm la numere, comanda medie sau CPA-ul e undeva la 10% din comanda medie. Ok, bun. Sper să vă următoarea întrebare. CPA-ul pe Google. E un mit, sau poate nu e chiar un mit, că Facebook e mai ieftin decât Google. Sau că Facebook performează mai bine decât Google. Mitul ăla l-am demontat recent împreună cu clientul nostru, Dreamus.ro. Și el a fost surprins de rezultate. Dar vreau să văd ce părerea voastră. Similar. Bun, următoarea întrebare. Cât plătiți pentru managementul ad-urilor? Și aici mă refer la cost de agenție sau cost de om intern. Hai să ne gândim la un cost brut. Salariat, taxe, impozite, cost company, calculator, internet, cafea, apă sau costul agenției?
Mult. Bun. Zero. Dar timpul vostru nu costă bani, dragilor. Știu că dacă suntem clienți, dacă... și eu sunt un client mic. Și o să vă zic un secret, sunt lucruri pe care nu Cosmin le știe. Am făcut un shop. Am făcut un shop din dorința de a ști ce să ofer clientului meu mai bine. Shop-ul e făcut pe Gomag. Și eu am încercat să fac adunile singure, dar timpul meu costă bani, la fel ce al vostru. Deci avem rezultate 100-200 de euro pe lună, 0-1500, dar în jur de 100 de euro voi considerați că ăsta e costul sau fiul pe care îl plătiți agenții sau omul in-house să facă adunile, 100-200-500. Ok. Bun. Hai să mergem la următoarea întrebare. Ce buget alocați voi pe aduri pe lună? Să nu exagerăm, hai! Da, nu știu. Ok, se păstrează fix proporțiile de la dimensiunile magazinelor. Și mai avem o întrebare aici, cred. Dacă lucrați cu agenție sau faceți in-house? Asta e importantă pentru noi, da, pentru mine, să pot să vă cunosc, știu ce să vă povestesc. De aici și costul zero, la banii în viață. Sunteți în range-ul nostru de clienți. 76% dintre voi vă targetăm. Ok. Mai avem vreo una? Nu mai avem. Eu o să vă povestesc acum de pe actul. Așa. Eu o să vă povestesc puțin despre Facebook Ads. De curând am tot comunicat din septembrie până acum. Am devenit primul partener Facebook din România. Și nu avem voie să spunem primul partener din Estul Europei, motiv pentru care trebuie să folosesc exprimarea printre primii parteneri Facebook din Estul Europei. Asta se traduce, sau ca să te ajungi să devii partener Facebook, trebuie să consumi niște bugete, trebuie de ordine milioanelor de euro pe lună, sau clienții trebuie să consume bugete, trebuie să fii tech partner, agențiile acum nu mai primesc această acreditare, asta înseamnă că trebuie să folosești API-ul lor. În momentul în care am primit acest API-ul Facebook, mi s-a deschis un nou canal. Canal pe care puteți să-l folosiți și voi și o să vă explic acum avantajele. Diferențele, deci am ajuns, acum putem să facem ad-uri dinamice pe Facebook. Ad-urile standard pe care le faceți voi pe catalog sau fără catalog sau manuale sau opusuri sunt una. Ad-urile făcute pe API sunt partea a doua. Noi putem să facem pentru existing customers. Carta bandă de retargeting, visitors, page engagement, email customer engagement, email customer e ceva de genul, îți caut toate adresele de mail din site, îți caut utilizatorii, știu pe ce produse că sunt integrat cu shop-ul vostru, știu pe ce produse sau care sunt produsele de interes pentru acei utilizatori, creez daturi automat dinamice pentru utilizatorii cu adresă de mail. Sau în traffic, lookalike, custom audience, unde voi vă definiți o audiență și trending now. Trending now ce înseamnă? Înseamnă că, iarăși, o campanie care manual nu se poate face. Îți analizez vânzările astăzi, văd care sunt cele mai performante produse, cu cel mai mic preț și cu stoc și creez ad-uri pentru mâine. Și fiecare zi, product catalogul se schimbă în funcție de produsele cele mai vândute de la voi în site. Și avem acum și niște diferențe între ad-urile dinamice și ad-urile statice. Pe lângă faptul că cele dinamice, după cum vedeți, hai să vedem, au aici acest div sau un border albastru sau orice doriți să adăugați pe ele. Ele pot fi și animate. În condițiile în care 5.000 de produse sau 10.000 de produse să animeze adurile, e quite huge. Însă, automat și având acces la acest API, putem să ne jucăm, să ne jucăm cu creativele. Și știți și voi, creativul atrage. Motiv pentru care vor fi diferența la CTR, 3,63 CTR versus 5,8 pe adurile dinamice. Și aici când zic dinamice, nu mă refer doar la animate. Conversion rate 2,1 versus 2,8 și CPA 2,3 versus 1,12. CTR-ul, vi le explicați, scade pentru că adurile sunt creative, sunt dinamice, arată creativele, sunt frumoase. Conversia o explicăm. Însă cum explicăm această scădere a CPA-ului? CPA-ul, costul de achiziție, așa, pentru cine nu știe.
Bun. O explicăm prin faptul că atunci când ai acces la API și faci adurile în mod automat, avem niște capacități de a face lucrurile pur, și anume, putem să excludem bounce-ul. Dacă un utilizator a ajuns pe site-ul vostru și a făcut bounce, automat îl băgăm într-o audiență și îl excludem de la orice adult ulterior pentru 30 de zile. Sau buyership. De câte ori v-ați confruntat cu problema, v-ați dus pe booking, v-ați luat hotel, o lună de zile mai târziu primeați alt cu hotelul pe care l-ați cumpărat. E o chestie, nu vă mai duceți acolo, deja ați fost. Ok? Excludem pe și automat. Sau ținem catalogul up-to-date, îl trimitem la Facebook de 12 ori pe zi. Sau facem adul doar pe produsele cu stoc. Sunt foarte multe, și mai sunt alte avantaje pe care le aveți în a rula adurile automat și folosind API-ul de la Facebook, ceea ce duc la un CPA de 1,12 euro, adică drop-ul aproape 50%. Ne mutăm la Google. Fix ce s-a întâmplat la Facebook, s-a întâmplat, am făcut și la Google. Le-am lansat în paralel. Vă pot spune că de câte am observat pe pool-ul nostru de clienți, clienții care folosesc Facebook sunt de două ori mai numeroși decât clienții care folosesc Google, dar clienții care folosesc Google au revenue mult mai mare, adică sunt clienți mult mai mari. Clientul mic în prima fază se duce pe Facebook, încearcă să-și creeze business modelul, să-și optimizeze, să-și creeze brandul, iar ulterior deschid și canalul Google. Însă, din cifrele pe care le avem, și cred că sunt undeva la 200 sau 300 de clienți care rulează adurile prin Google cu noi, toate metricele la Google sunt mai mari decât Facebook. Ok. De curând am lansat acest DSA. Știți ce înseamnă DSA-ul? DSA înseamnă Dynamic Search Ads. Cosmin, mai am timp? Cred că mai am. Ok. DSA-ul înseamnă Dynamic Search Ads. De câte ori v-ați lovit de agenții? Ok, vrei să faci o campanie de search. Eu am fost în poziția de client și a trebuit să fac o campanie de search. Și m-am lovit de acel setup fiind de 500 de euro sau de 300 de euro sau de 1000 de euro, în funcție de numărul de produse. Sau m-am lovit de niște costuri pe care nu puteam să le justific și în capul meu și probabil și în capul vostru, cel puțin la început, e ideea că dacă bag 100, trebuie să scot fix în momentul respectiv din adaostea să acopăr acea 100. Când ești mic, e o gândire bună, sănătoasă, să pe măsură ce crește, ea nu se mai aplică. DSA, la noi, înseamnă faptul că vă avem toate acestea, toate produsele voastre cu stoc. Vă facem, generăm keyword-uri din titlul produsului, automat. Deci nu există setup fee, toate se fac automat. Generăm keyword-uri, începem să biduim, începem cu maximize clicks și începem să biduim pe toate cuvintele astea să vedem ce rezultate scoate. Și apoi, în mod automat, un calculator, machine learning, vine și interpretează rezultatele și zice, cuvântul ăsta a cheltuit 30 de lei. Nu e bun. Negativ keyword. Cuvântul ăsta are cetere mic. Nu e bun. Scădem bugetul cu 50%. Cuvântul ăsta are un CPA foarte bun. Ok. Crește bidul cu 50%. Sau analizează dacă voi vindeți mai bine la 9 dimineața, la 12 ziua sau la 4 după amiaza și crește bidul în funcție de când voi vindeți cel mai bine. Când clienții voștri sunt activi. Sau analizează browser. Ați avut cazuri, vreau să ridicem în asus, eu am avut 100% ați avut și voi, câți au avut probleme pe ca site-ul să nu funcționeze sau să nu funcționeze în parametrii corecți pe unul dintre browsere? Ok. Câți dintre voi ați avut campanii de publicitate în perioada aia? Probabil că toți. Și în momentul, noi vedem chestia asta și dacă văd că un browser nu performează, micșorăm bidul pe el, așa fel încât vreți să nu mai consumați bani pe un utilizator care oricum nu va putea să cumpere pe site-ul ăsta. Are o problemă. Ok. Sau ne raportăm la timpul, la ziua din săptămână. Poate marți a sunt mai bine cosmeticele. Și atunci, marți, vă știind chestia asta, noi deja pregătim și facem un increase la biduri pentru marți. Într-o perioadă, în orizont de 3-4 luni de zile, ajungem să avem cea mai bine optimizată campanie de search existentă. E făcută de un calculator. În plus, când băgați un produs nou, nu trebuie nimeni să mai facă keyword-uri, se fac automat. Totul rulează automat. Iar ca rezultate, în 3-4 luni, avem cea mai bună campanie de search pe care puteți să o faceți, pentru că un om trebuie să mănânce, trebuie să doarmă, nu are fizic timp să facă analiza pe care poate să facă un calculator. Aici avem, iarăși, un exemplu, ar trebui să încarce și o imagine pe fundal, cu logo-ul clientului sau cu produse.
adrele sunt HTML5 sau normale și aici avem diferență între CTR, conversion și CPA. V-am zis că pe Google ajung toate metricele să fie mai mari. Asta este un exemplu. Aici avem un sumar al avantajelor să vă luați și aici când zic adrele dinamice, ok, sunt scris acolo cu retargeting, dar trebuie să le luați cu noi. Mai sunt și alte tool-uri, nu știu, de exemple, Roy Hunter, Smartly, mai sunt și alte tool-uri care vă permit să faceți asta la alte costuri, că sunt externe și au alt principiu de pricing, dar și vă permit să faceți asta, să vă rulați adurile într-un mod automat. Practic, ce v-am prezentat eu acum digitalizează și automatizează o agenție de marketing. Și știți foarte bine că majoritatea clienților tind să se pute de la o agenție la alta, să aibă tendința să fie nemulțumit, ok, am vorbit cu cel mai bun, dar lucrează un junior și să fiu ușor nemulțumit sau să vreau să mă mut. Și nu vreau să numesc agențiile, pentru că agențiile au un asset foarte mare, agențiile au creativitate, pentru că softul nostru nu are și niciun soft de genul ăsta nu are încă creativitate. Însă, într-un mod abstract, ceea ce facem noi și alte companii și alte aplicații ca noi, ajungem să automatizăm și să digitalizăm o agenție de PPC, o agenție de marketing, full service. Ok, asta a fost partea cu trafic nou. V-am plictisit? Mă bucur. E relevantă informația pentru voi? Mă bucur, cred. Deci asta a fost partea cu atragere de trafic nou. Când ești mic, vrei trafic nou. Vrei trafic, pentru că e mai ieftin să generezi trafic decât să optimizezi conversia pe traficul existent. Poți să optimizezi conversia și 10 conversii pe lună, n-ai cum să le optimizezi. Mai bine aduci trafic, să ai date, să măsori și apoi începe optimizarea. Ne mergem acum și ne îndreptăm puțin și spre clienții mari sau mari, medii mari, cei care au un trafic de 100, 200, 300 de mii de sesiuni și încep deja să aibă date pe care să le putem măsura și cu care să putem să facem ceva. Avem aici 4 canale de comunicare, e-mail-urile, pop-up-urile, push notification-urile și SMS-urile, toate integrate într-o singură platformă și toate automatizate. Noi le numim behavioral campaigns, pentru că fiecare dintre canalele astea este declanșat de o acțiune a vizitatorilor voștri. Și o să le luăm pe rând. Vă rog, iarăși, Slido. E cineva care nu știe ce e bounce return? Mă bucur. Reprezintă un asset faptul că v-am zis că la aduri excludem bounce-uri. Dacă un utilizator a venit pe site și a făcut bounce, a plecat după 10 secunde, îl băgăm automat într-o audiență pe care îl excludem la orice alt viitor în următoarele 30 de zile. Ok, great. Care este rata de abandon a coșului? Hai să zic și mie, ce faceți voi ca să remediați această problemă? E o întrebare deschisă, să aveți curajul să vă spuneți ce faci? Ai șoponai? Ce faci ca să reduci coșul abandonat? Cam dat nimic. Ai putea să încerci să adaugi pe pagina de coș mesaje de astea de secure connection, de cumpără fără griji, social proof. Ai putea să dai transportul gratuit la retur, returul gratuit. Ai putea să dai să scrii în coș când zici, primești cadou ceva, nu știu, vezi, ceva scump și mai primit o chestie mică. Clienții de obicei se bucură la chestia asta. Și toate astea, toate pe care le-am enumerat, sunt valabile și sunt colaborate și cu ce vreți mai departe. Adică poți să le trimiți e-mail-uri în funcție de produsul pe care l-au dat în coș. Ai uitat produsul coș? Mail. N-ai deschis mail-ul ăla? Mail. N-ai deschis mail-ul ăla? SMS. SMS-ul incitit foarte repede. Astea sunt soluții pe care le aveți pentru a recupera coșurile. Care e rata voastră de conversie?
Nu cred că avem pe cineva cu cineva peste 4%, dar dacă avem, vă felicit. Ok, cine a răspuns peste 4%? Sunt curios. Ce vezi? Cafea. Cafea? E business to business? Da. Felicitări, bravo! Ok. Bun. Următoarea întrebare și cred că e ultima. Care este timpul petrecut pe site? Iarăși, întrebarea este foarte relevantă. Pentru că am, și aici ați observat și voi, cu cât timpul, gata, nu mai am foarte mult timp, cu cât timpul petrecut pe site este mai mare, cu atât rata de conversie este mai mare, clienții sunt mai engaged cu site-ul vostru. O să trec rapid, pentru că mai sunt și alți colegi care vor să prezinte. O să trec rapid peste celelalte slide-uri și vă mai dau fix 3 minute pentru întrebări. Astea sunt listate de e-mail-uri personalizate, puteți să vă dați seama după nume fiecare ce face. Astea sunt lista de pop-up-uri pe care le oferim la ora actuală. Astea sunt lista de push notifications și SMS-uri. Ok. Și astea sunt diferențele. Aveți niște cifre ca să vă puteți da seama cu sau fără. Așa, ok, willingness to pay for this feature. Hai să trecem și peste asta. Vă mulțumesc. Îmi pare rău dacă v-am plictisit. Vreau să aud întrebări în cazul care aveți. Delia, dacă zic bine. Da. Bună, Delia, te rog. Marina, trebuie să știu dacă aveți cumva un plan pentru retargetarea coșurilor abandonate, integrarea cu Facebook Messenger. Da, se cheamă produsul se cheamă Engage. Facebook Messenger pe WhatsApp și pe Viber. La ora actuală, WhatsApp API este în teste. Suntem singuri din România și din Eastern Europe, care îmi place să mă laud, care au acces la WhatsApp API. Este în teste. Estimated release date este Q1 2019, dar nu este sigur. Și da, urmează probabil într-un an, un an și ceva de aici. Pentru că WhatsApp nu ne permite, nu putem să dezvoltăm, pentru că WhatsApp este canalul principal de comunicare în România. Spre în comparație cu Bulgaria, Ungaria, unde Viber are 90% și WhatsApp nu există, România e invers. România e singura țară care Viber, din Eastern Europe, care Viber nu a prins. Și automat va intra la pachet și Facebook Messenger. Altă întrebare. Te rog. Bugetul minim pe... Știu, da, știu. Bugetul minim pe campanie la Facebook e undeva de la 5 euro pe zi. La search, la DSA este 25, la remarketing pe search este 10 euro. Nu aș recomanda... Ok, tehnic se poate începe și cu 1 euro. Însă, având în vedere că tot produsul e bazat pe machine learning, nu are date suficiente pe care să le macine și să facă o predictibilitate bună. Da, minim 5 euro pe campanie pe zi. Și ai fost 7 campanii disponibile, dar poți să începi cu 2, poți să începi cu 3. Deci ai avut 10-15 euro minim pe zi. Altă întrebare și ultima. Te rog. Te rog. Există restricții la alcool cu campaniile de seară? Dacă există restricții la produse alcoolice, gen tutun, alcool. Bună întrebare. Există restricții din punct de vedere al data protection, pentru că nu avem voie să facem, nu avem voie să facem publicitate la alcool, la produse de healthcare, la produse prin care eu pot, ca third party, să identific viciile sau bolile unui posibil client. Și având în vedere că știm IP-ul și astea, s-ar putea considera că putem să le identificăm. Dar nu știu să-ți răspund dacă la DSA există. În mod normal, ei n-au cum să vadă. Adică, ok, la Facebook e ușor să-ți valideze, să zică, ok, îți resping adul. Însă la search e puțin mai greu. Trebuie să verific, însă tind să cred că voi putea face search pe băuturi alcoolice. Dacă și data protection permite. Mai avem pe cineva? În pauză. Dragilor, vă mulțumesc frumos. Ați fost cel puțin acceptabil. Ne vedem la următorul eveniment. Gomar și încă o dată vă spun, m-ați surprins! Vă felicit! Vă pup! Ceau! Mulțumesc!
generale și o să stea până la final cu noi, să puteți vorba la scrisul la pauză.